A făcut și la facultate. A lucrat și profesor universitar. Bravo lui. Și se schimbă. Se mută în alt județ, schimbă inspectoratul. Următorul inspectorat vede curicula și are obligativitatea ca noua școală se asigure continuitatea. Transmite, raportează școlii, acest copil are o educație specializată pe următoarea curiculă, pe obiectul lui de interes și îi ajută să se organizeze astfel încât să-și continue obiectul de interes. Și dacă școala nu poate? Ia legătura cu vechea școală. Ia legătura cu mentori. Ia legătura cu facultatea. Ia legătura cu specialiștii din zonă. Nu este o chestie fără efort. Nu e o treabă care se face pe genunchi. Nu e un lucru care se face fără responsabilitate și competență uriașe. O să vă solicite foarte tare. În primul rând, va trebui să învățați enorm de multe lucruri noi. În multe domenii, în multe direcții, va trebui să vă extindeți foarte tare câmpul dumneavoastră de percepție, intelectual vorbind, a problemelor, a copiilor, a realităților, a viitorului. Asta înseamnă că veți deveni din ce în ce mai profesioniste. Din ce în ce mai profesionist. Ceea ce e un lucru foarte frumos, da. Evaluarea se va face de către un comitet de evaluare care, în general, este același sau apropiat de comitetul de proiectare a curiculei și se face pe criterii multiple. Deci evaluarea nu fac numai cunoștințele acumulate, ci și la abilitățile dobândite. Sigur, la îndeplinirea scopurilor, la capacitatea de a duce până la capăt un scop, la credibilitatea evoluției copilului, la capacitatea lui de rezistență la stres, la învățare de lucruri noi. Că dacă această capacitate e slabă, eu nu îl încarc cu foarte multe cunoștințe în continuare. Trebuie să mă relaționez la puterea lui de a duce. Această evaluare o fac în continuare la capacitatea de comunicare colegii. Dacă, de exemplu, a scăzut capacitatea de comunicare intrând în această curiculă și în loc să se socializeze, s-a desocializat, înseamnă că ceva greșit. Evaluarea se face pe două direcții. Evoluția copilului vis-a-vis de evoluția curiculei și a profesorilor. Dacă un profesor care a lucrat în prezentarea respectivă de curicule a acționat greșit, la evaluare iese. Vă dați seama că printre cei care evaluează copilul și curicula se află și copilul. El se autoevaluează. Evaluează eforturile profesorului. Evaluează dificultatea, interesul. Evaluează frumusețea sau noutatea. Deci evaluarea se face complex. Vi se pare că este o hârțogărie? Sau este un brainstorming? Dumneavoastră vi se cer multe hârtii? O grămadă, nu? Așa, câțiva metri cu pean. Vi se pare că treaba aceasta vă cere metri cu pean de hărțogărie? Ar fi o idee abordarea tematică a conținuturilor, să zicem, dezvoltarea abilităților de viață, abilități de fiecare zi, învățare și carieră, dezvoltare personală, sănătate, care să funcționeze prin toate arile din umilare și să putem să structurăm într-un fel, să fie o multidisciplinaritate cu bine de cunoștințe care să formeze apoi competențele acestea transferabile despre care vorbim.
Ar fi o idee? E o idee foarte bună, se poate face pe una, două, trei în curicule, așa, care toate duc către îndeplinirea acelorași obiective. În final, toate trebuie să răspundă la ceea ce dorim noi din partea celor copii, la ce abilități trebuie formate. Eu trebuie însă, în orice caz, să raportez de ce am nevoie să dezvolt aceste abilități. Pentru ce? Problema nu este de metodică. Metodica îți dă posibilitatea să dezvolți orice fel de abilități. Dar de ce acele abilități? Părinții trebuie să fie foarte conștienți că acele abilități trebuie dezvoltate. Copiii trebuie să-și auto-asume dezvoltarea acestor abilități. Pentru că și pentru ei va fi greu. Dar trebuie să fie interesant. Să fie un greu care hrănește. Să fie un mediu de hrănire bun. Dacă ei, în urma acestor dezvoltări de abilități, își vor asuma ceea ce anterior doar îi implică, atunci vor fi de partea noastră. Vă dau un exemplu. Cunosc o puștoaică care acum a trecut clasa 8-a, care iubește animale. Când trece pe stradă și vede doi pui de pisică rătăciți, îi ia în brațe, se duce cu ei la școală, de la școală pleacă cu ei acasă, îi curăță de purici, îi spală, îi hrănește, iar maică-sa a doua zi zice, știi, am găsit pe cineva care să fie gazda pisoilor. Și i-a tăiat elanul, dar aduce căței, pisoi, păsări, toate alea aduce acasă, pentru că realmente iubește animalele și milă de animale, că suferă, iar când vede o vrabie moartă de frig iarna sau un câine lovit de mașină, suferă îngrozitor, iar pe câine îl duce imediat la doctor, le-a în braț, îl duce la doctor. În cazul acestei fetițe, pe care o cunosc dintr-a șasea, ea a venit la mine când era mai mică dintr-a șasea și era foarte îngrijorată, mi-a spus, ce să mă fac eu? Pentru că simt că muncesc în gol. Eu iubesc animale și sufăr și mă chinui și nimeni nu-mi ține partea. Nu reușesc să convinc pe nimeni să preia un animal mic aruncat în stradă. Nu reușesc să convinc pe nimeni. Păi, uite, îi zic eu, ia, fă un studiu întâi în care să vezi. Există legi pentru drepturile animalelor? Că pentru drepturile omul există. Există set de responsabilități ale omului pentru contactul cu mediul natural? Dacă există, să-mi spui și mie. Există programe naționale sau internaționale care să protejeze animalele? Există legi interne care să ofere protecție animalelor? Există organizații care se ocupă de așa ceva? Există și alți oameni prin preajmă? După vreo 6 luni, m-a căutat din nou să-mi arate. Avea un dosar atât de gros cu materiale pe care le-a scos ea de pe internet, în care își fișase toate alea. Bun, zice, și după ce am terminat, am fișat, le-am pe toate, ce am de făcut? Păi, tu ce ai putea să faci? O întreb eu. Păi, nu știu, aș putea să strâng niște colegi, să facem organizații. Foarte bine, bună ideea ta. Și a strâns câțiva colegi și au avut organizații în școală pentru protecția animalelor. Și mai departe, ce o să faci cu colegii ăștia? Poate o să ia cineva la întrebări. Păi nu, că nu poate. De ce? Pentru că am descoperit că există niște legi care le protejează. Și dacă mă ia cineva la întrebări, calcă legea și pot să-l trag la răspundere. Bravo! Dar dacă lui nu-i pasă de lege? Păi nu-i pasă, dar uite că am găsit niște organizații care sunt implicate. Și atunci fac apel la organizații.
Deci, și așa mai departe. Ce și-a dezvoltat copilul aia? Asumarea. Asumarea. Pe de altă parte, când a strâns datele respective, ce și-a făcut? Implicare. Și-a făcut o curiculă? Da, ea a dat curicula respectivă colegilor? Au citit ea dosarul? S-au autoimplicat? A fost coparticipantă la crearea propriei curicule? Nu e interesant? Ba, a fost chiar factorul numărul 1. Ea și-a creat curicula. Sigur. Deci, ce vedem aici? E foarte interactiv. Are pași, adevărat, are pași. Și sunt naturali. Întâi și întâi, scopurile. Cum mi se pare? Întrebare. Da. Nu există riscul ca în cazul unui număr posibil de 25 de elevi cu interese divergente, nu aceleași, cărora vrem să le creăm o funcție de interes, o dezvoltare proprie. Există un risc real ca învățătorul cu toată bunăvoința lui să nu mai poată gestiona interese atât de divergențe cu etate nu. În desfășurarea lor? Nu știi de ce nu? Pentru că ei vor fi, copiii vor fi, vor fi partenerii dumneavoastră. E foarte clar. Ei se vor auto-organiza. Dumneavoastră veți dirija. În mare măsură, efortul dumneavoastră nu va mai fi să scrieți mult, să raportați mult, ci să-i dirijați mult, să-i ajutați să-și găsească resursele, să-și găsească partenerii, să-și găsească locurile de unde se pot hrăni și singur nu trebuie să le dați cu lingurița în gură. O să spuneți, da, dar ei trebuie să-mi răspundă mie la matematică. Cu toate că este și acesta. E și acesta un punct. Foarte bine. Toată partea asta de curiculă care e pentru dezvoltarea pasiunilor se va duce în programul enrichment. Se va duce în programul aprofundation. Da, da. Se va duce în programul acceleration. Și atunci nu mai avem niciun fel de contradicție nici cu sistemul școlar clasic. E clar? Toată lumea va fi mulțumită, fericită și copiii vor dezvolta abilități. E foarte clar. De altfel, dumneavoastră aveți o curiculă la dispoziția școlilor. Aveți posibilitatea să creați curiculă la decizia școlilor. S-a pus într-un coș curricular. Aveți posibilitatea să selectați o curiculă gata făcută de colegi. Care să foarte bună. Eficient? Vă interesează curicula internațională? Să vedeți cum a făcut alții. Intrați pe www.curiculaonline.com www.curicula2dr.online.com. Acum nu mai știu dacă e curicula sau curriculum. S-ar putea să fie curriculum online. Într-un cuvânt. .com. Curicula sau curriculum? Într-un cuvânt, online. Curriculum online, tot într-un cuvânt. De pe Google scoateți curicula, de aici încolo, dumneavoastră, apar o grămadă, o să ziceți ca englezii, let's Google.